În cadrul celei de-a treia ediții a Galei Cercetării Științifice au fost premiate cele mai bune rezultate obținute în domeniile matematică și științele naturii, științe inginerești, științele sociale, științe umaniste și arte, științele sportului și educației fizice, de cadre didactice și cercetătorii săi în anul 2017. Au fost acordate și 6 premii speciale pentru domeniul inovare și cercetare aplicativă. Anul 2017 a fost un an decisiv pentru traiectul nostru instituțional, pentru acest obiectiv, anume de a ne asuma complexitatea structurii noastre, pe de o parte, și de a crea cât mai multe și mai solide legături cu mediul socio-economic, pe de altă parte. Pentru că toate aceste direcții de dezvoltare sunt în egală măsură relevante și importante pentru ceea ce înseamnă Universitatea din Craiova. Un înțeles spunea într-un rând că cetățenii pun în comun acțiunile și rațiunile. Împreună, adică, decidem și înfăptuim. Împreună îi recunoaștem azi pe cei mai buni dintre noi, pe cei care au obținut rezultate în cercetarea științifică în anul 2017. Împreună vom merge mai departe în acest efort comun al depășirii propriilor limite, în beneficiul instituției și al comunității. În acest an, conform avizului dat de Consiliul Cercetării Științifice și aprobării date de Consiliul de Administrație, este primul an în care am luat în calcul și performanțele obținute în afara articolelor publicate în revista ESAI, în sensul că am premiat acele realizări științifice, artistice, sportive, care se iau în calcul și care aduc finanțare complementară, suplimentară, prin indicatorii de calitate IC2. Cadre didactice și cercetătorii Universității din Craiova au publicat anul trecut peste 700 de articole științifice în reviste de specialitate, 154 articole publicate în reviste cotate ISI, 278 articole în reviste BDI și 342 lucrări publicate în volumele unor conferințe internaționale. De asemenea, au fost publicate 126 de cărți, capitole în edituri recunoscute din țară și din străinătate și au depus 15 cereri de brevet sau pentru înregistrarea unor produse cu drept de proprietate intelectuală. O să începem cu domeniul matematică și științele naturii. Locul întâi a fost obținut de domnul profesor Vicențiu Rădulescu de la Facultatea de Științe. Să trecem la domeniul științei inginerești. Locul 1, domnul Săvescu Petre de la Facultatea de Agronomie. Domeniul științe sociale, locul întâi, Groza Ana Maria, de la Facultatea de Drept. Locul întâi, la egalitate de puncte, deci tot locul întâi, doamna Cârstea Marusia, de la Facultatea de Științe Sociale. Trecem la domeniul științe umaniste, locul întâi, domnul Panea Nicu, de la Facultatea de Litere. Tot locul întâi la egalitate de puncte, domnul Ghiță Cătălin, de la Facultatea de Litere. Domeniul științele sportului și educației fizice, de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, locul întâi, Minoiu Veronica. Urmează premiul Recunoaștere în Inovare. Se acordă echipei de inovatori compensată cu mai multe premii, diplome și trofee la expoziții internaționale de inventică, echipă condusă de doamna profesoară Daniela Tarniță, de la Facultatea de Mecanică.
Premiul Incesa Inovare Interdisciplinară se acordă echipei de cercetători a proiectului Sistem Inteligent de Monitorizare și Management al Calității Energiei Electrice la interfața dintre rețeaua electrică de distribuție și utilizatorii ei, echipă condusă de doamna profesoară Denisa Rușinar. Premiul Incesa Inovare prin Parteneriat se acordă echipei de cercetători a proiectului Consolidarea Capacității de Cercetare, Dezvoltare în Imagistică și Tehnologie Avansată pentru Proceduri Medicale Minim Invazive, conduse de domnul profesor Lucian Cruion. Premiul Incesa Inovare prin Cercetare Aplicată se acordă echipei de cercetători a proiectului Dezvoltarea unor sisteme inteligente de analiză și prelucrarea datelor în vederea creșterii competitivității produselor realizate într-o hală industrială destinată producerii unor vehicule electrice, conduse de doamna profesoară Ileana Nicolae. Premiul Incesa Inovare în Transfer de Cunoaștere se acordă echipei de cercetători a proiectului Parteneriat Ford România Universitatea din Craiova pentru transferul, implementarea și adaptarea ecotehnologiilor Ford la realizarea modelului EcoSport la Craiova, echipă condusă de domnul profesor Nicu Buzdoac. În funcție de punctajul obținut, fiecare cercetător a primit între 500 și 2500 de lei, sumele respective reprezentând granturi de cercetare individuale.